Un bebeluș din Oancea a ars de viu în casa cuprinsă de flăcări. Micuțul se afla în grija bunicii, în timp ce mama era la culesul viei. Nu știu nimic, eu când am intrat am schimbat pe ăsta de pembă și m-am dus înăuntru ca să eu să-l schimb pe el lantul. Și când m-am dus, mă bucni flacăra pe mine. Primii care au ajuns la incendiu au fost polițiștii de frontieră, întrucât casa se află în apropierea Vamei Oancea. La scurt timp a ajuns și un echipaj de pompieri de la stația ISU din Târgu Bujor. Incendiu se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați la o locuință formată din aproximativ 8 încăperi, construită din chirpici și învelită cu stuf. Gheorghina Panait mai are 5 copilași cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani. Copiii sunt dați în plasament bunicilor din cauza că mama nu are o locuință, iar tatăl i-a părăsit. Acum micuții împreună cu mama și bunicii au rămas fără un acoperiș deasupra capului.